Vorbim astăzi despre lumea de dincolo, știm că este un subiect de mare interes, foarte mulți, așa cum spuneam și la început, cel puțin o dată în viața lor, deși sunt convins că nu doar o dată, ci de mai multe ori, cei mai mulți s-au gândit la lumea de dincolo, la ce se petrece cu sufletul nostru după moarte, căutăm adesea indicii în scriptură, încercăm să vedem cum arată raiul, cum arată iadul, dar înainte de a discuta despre toate aceste lucruri, cred că ar fi bine să le răspundem celor care nu cred că mai există ceva după moarte. Am auzit de câteva ori întrebarea aceasta retorică în popor, dar ce, s-a mai întors cineva de acolo să ne spună ce se petrece? Și nu m-aș opri doar la forma aceasta, fiindcă întâlnim întrebarea pusă și într-o altă formă, mai amplă, ușor diferită și în cartea Eclesiastului, o carte ușor controversată. Important este să știm cum să o interpretăm. Am să citesc din cartea Eclesiastului, capitolul 3, versetele de la 18 la 22. Ne spune Eclesiastul: și am zis iar în inima mea despre fiii oamenilor. Dumnezeu a orânduit să încerce ca ei să-și dea seama că nu sunt decât dobitoace, căci soarta omului și soarta dobitocului este aceeași. Precum moare unul, moare și celălalt. Și toți au un singur duh de viață, iar omul nu are nimic mai mult decât dobitocul. Și totul este deșertăciune. Amândoi merg în același loc. Amândoi au ieșit din pulbere și amândoi în pulbere se întorc. Cine știe dacă duhul omului se urcă în sus și duhul dobitocului se coboară în jos către pământ? Și mi-am dat seama că nimic nu este mai de preț pentru om decât să se bucure de lucrurile sale, că aceasta este partea lui, fiindcă cine îi va da lui putere să mai vadă ceea ce se întâmplă în urma lui. O abordare surprinzătoare pentru o carte biblică. Așadar, ce putem răspunde? Mai există viață după moarte? S-a întors cineva de acolo să ne spună cum este? Cheia hermeneutică a Sfintei Scripturi este Hristos. Nu putem citi Sfânta Scriptură decât prin Hristos. Dacă o citim altfel, nu înțelegem nimic de acolo. Firește că atunci când a fost scris Eclesiastul, nu se întorsese mai nimeni din lumea de dincolo. Dar între timp s-au întors foarte, foarte mulți și, în primul rând, s-a întors Hristos. Știm despre lumea de dincolo înainte de toate din învierea lui Hristos. Dar știm că odată cu învierea lui Hristos s-au mai întors și alții. Dacă vă uitați în Sfânta Evanghelie, observați acolo... Avem menționate cel puțin 4 învieri. Pe lângă acelea, spune că mulți au înviat... Mulți au înviat odată cu învierea lui Hristos. Mulți și-au întâlnit din cei adormiți din neamurile lor în cetatea Ierusalimului. Au mers în cetate și s-au arătat multor. Au mers în cetate și s-au arătat celorlalți. Deci nu doar Hristos a înviat, ci au înviat și alții. Cu siguranță că aceștia au povestit mai departe. Cu siguranță aceștia au povestit cu detalii și ce se întâmplase în iad. De unde știm ceea ce s-a întâmplat acolo. Mai sunt, cum spuneați dumneavoastră, și alții care au fost înviați chiar de către Mântuitorul Hristos. Mai departe, textul pe care l-ați citit dumneavoastră face la referire la sufletul vital, la sufletul de viață. Cea energie care ne animă și ne dă forța să acționăm în lumea aceasta. Toți înțelepții antichității și, în primul rând, tradiția noastră creștină, și dacă ar fi să introducem aici inclusiv Vechiul Testament și, deci, tradiția iudeo-creștină, este de acord cu faptul că toate ființele vii au un suflet vegetativ, sau să-i spunem așa, suflare de viață. În ebraică lucrul acesta se cheamă nefeș. Nefeș înseamnă mot a mot suflare. Vedeți, noi nu înțelegem cât de important e lucrul acesta, pentru că și termenul nostru de suflet provine tot de la verbul a sufla. Dar în alte limbi, lucrul acesta nu e de la sine înțeles. Termenul de suflet nu are plasticitatea din limba română sau din limba ebraică. Lucrul acesta spune ceva. Spune faptul că absolut toate ființele vii au parte de suflare de viață. Sunt vii pentru că au acest suflet vital, au această suflare prin care Dumnezeu le-a animat pe toate. Dar nu suflet așa cum are omul. Aici trebuie să distingem însă între suflarea de viață, care e comună și la om, și la câine, și la, mai știu eu ce, și la insecte, e o suflare de viață. Și la ea face referire Eclesiastul. Și aici face referire cartea Eclesiastului. Și pe de altă parte există sufletul rațional. Poate avem cu toții un animal de companie. Dacă nu avem, poate avem animale în bătătura noastră. Pe bătătură, cum se spune la țară. Cred că omul simplu, omul de la țară, știe cel mai bine că animalele acestea au suflare de viață.
Omul se trezește dimineața să potolească animalele. Se ocupă de ele. Ne atașăm de câte un câine, de câte o pisică, de animalul din curte. Ne e dragă acea ființă, ne e drag acel animal. Însă, vedeți, oricât de simpatic este animalul, oricât de multă energie pozitivă ne dă, oricât de încărcați pozitiv ne simțim în relație cu aceste animale, putem să spunem că aceste animale sunt niște persoane în sensul rațional al termenului. Nu purtăm discuții cu câinele. Nu sunt conștiente de sine, așa cum suntem noi. Oricât de viu este un câine, câinele nu se cade niciodată pe gânduri. Și o să zică, oare, care-i sensul vieții mele? Ce caut eu aici? Oare să mănânc mâncarea asta de la stăpânul sau să nu mănânc? Deci, faptul că, într-adevăr, ne leagă atâtea de lumea materială, de lumea animală, de lumea insectelor, de lumea materială în sensul cel mai larg al cuvântului, chiar și de pământul acesta. Îl spune întreaga tradiție a bisericii. Chiar și slujba de înmormântare, și revin la această slujbă de înmormântare, în care exprimarea este atât de plastică. Nu? Oare cine este împăratul sau ostașul, bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul? Într-adevăr, când te uiți la o astfel de exprimare, te poți gândi, dacă nu mai contează cine e dreptul sau păcătosul, înseamnă că totul se termină în groapă. Și totuși, dacă citim în ansamblu slujba, vedem că nu e nici pe departe așa. Aceasta e starea noastră de spirit atunci când vedem că murim. Este traumatic. Este șocant. Faptul că, uite, suntem vii și deodată murim. Referitor la starea aceasta de după moarte, pentru că da, la ea se referă următoarea întrebare, tot în Eclesiast întâlnim câteva versete ușor controversate care ne spun în felul următor, și am să citesc de data aceasta din Eclesiast, capitolul 9, versetele 5, 6 și 10. Cei vii știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și parte de răsplată nu mai au, căci numele lor a fost uitat. Și dragostea lor, ura lor și pisma lor au pierit de mult și nu se vor mai bucura niciodată de ceea ce se face sub soare. Tot ceea ce mâna ta prinde să săvârșească, fă cu hotărâre, căci în locuința morților în care te vei duce nu se află nici faptă, nici punere la cale, nici știință, nici înțelepciune. Surprinzător, noi știm că sufletul este conștient după moarte, însă aici, din cuvintele Eclesiastului, s-ar părea că nu este așa. S-ar părea, pentru că am văzut că Eclesiastul este o carte sapiențială care folosește foarte multe metafore. Mai suntem conștienți după moarte? Repet, orice text din Sfânta Scriptură trebuie să-l înțelegem prin cheia hermeneutică Hristos. Dacă nu îl înțelegem prin Hristos, nu înțelegem nimic. Firește că așa este, cum spune Eclesiastul. Sau mai bine zis, așa era. Pentru că sufletele celor adormiți, după ce treceau în lumea de dincolo, se duceau, spune în limba ebraică, în Sheol. Sheol este tradus în limba română prin iad. Este o stare nefericită, o stare a umbrelor. Grecii așa prezentau acest teritoriu sau această stare. Ne reprezentăm cu flăcări, cu chinuri? Da, pentru că ajungem și aici, ajungem și la acest aspect. Lumea umbrelor o numeau grecii și ziceau propriu-zis Hades. Deci vine și termenul iad de la Hades. Da, toți cei adormiți, cu câteva excepții, da? Iată, vorbeam de Sfântul Proroc Ilie. Sunt persoane care au fost ridicate la cer. Toți cei adormiți se duceau în acest șeor, adică în iad, în care iad există multe stări. De la această stare de tristețe, de uitare, de lâncezeală mucegăită, da? La chinurile în care viermele neadormit al conștiinței sfredelește și această trăire este resimțită ca niște flăcări, în sensul material al cuvântului. Firește că nu sunt niște flăcări materiale, dacă e vorba de suflete. Sufletul nu e material. Trupul e material. Sufletul fiind spirit, nu are cum să fie afectat nici de frig, nici de căldură, nu are nici nevoie de mâncare, nici de băutură, nici nu se îmbracă, nici nu se însoară, nici nu se mărită, spune Mântuitorul. Sufletul, din punctul acesta de vedere,
experimentează, trăiește aceste flăcări ca pe niște flăcări ale conștiinței care îi mustră, ca viermele acesta neadormit al conștiinței, cum spune Mântuitorul. Așadar, poate fi o metaforă flacăra. Cu siguranță e o metaforă. De pildă, aceste metafore de multe ori în istoria, în tradiția creștină, nu au fost înțelese așa cum se cuvine. La noi, la Olteni, atunci când se dă de pomană pentru cel adormit, se crede că un mort are nevoie de căciulă, are nevoie de pantofi, are nevoie de hrană, de băutură. Îi pun mortului și un pahar acolo la căpătâi, la cruce, și apoi după câteva zile descoperă că paharul e jumătate, dacă între timp lichidul s-a evaporat. Nu de asta dăm de pomană, nu de asta facem ceea ce facem, ci facem o faptă bună în numele celui adormit, pentru că așa cum spune Ecleziastul, vine sfârșitul. Când nu mă vezi, Mântuitorul spune, lucrați câte ziua că vine noaptea. Când nu mai puteți lucra, adică vine sfârșitul când chiar nu mai poți lucra, te duci în Șeol, te duci în lumea de dincolo, te duci, de fapt, la dreapta judecată. Atunci când e scris Ecleziastul, raiul ca atare nu exista. Raiul este întemeiat de Mântuitorul Hristos. Raiul e întemeiat de Mântuitorul Hristos. De aceea vedeți dumneavoastră Mântuitorul și spune tâlharului pe cruce, astăzi, nu mâine, nu la a doua venire, astăzi vei fi cu mine în rai. Niciunul dintre nici măcar drepții Vechiului Testament nu ajunseseră în acest rai, pentru că raiul este starea omului mântuit, starea omului care s-a primenit în Hristos, care a înviat, a murit și a înviat cu Hristos. Noi ne reprezentăm raiul ca o grădină, dar probabil că... E metaforă, clar. Deci sunt metafore, sunt niște... Numai cine nu citește poezie nu înțelege ce aia e o metaforă. Folosim imagini materiale pentru că noi suntem, repet, suntem și suflet, dar suntem și trup. Iar trăirile noastre sunt profund legate de trup. Când spunem la locul verdeață, dar e clar că acolo nu e un parc. N-are cum să fie din sufletul moment ce vorba spiritual. De suflet. Sufletul e spiritual, dar e o stare și un loc atât de plăcute încât le reprezentăm metaforic prin acești termeni. Verdeață. Nu? Firește, ne gândim la un loc plăcut, la un loc agreabil, plin de tihnă. Pentru a înțelege Sfânta Scriptură, trebuie să fim un pic familiarizați, repet, și cu limbajul poetic în general, și cu limbajul filozofic. Sfânta Scriptură uzează de diverse tipuri de discurs, cu care dacă nu, sau pe care dacă nu le mânuiești așa cum se cuvine, poți să înțelegi totul anapoda, absolut greșit. Deci așa este, numai că trebuie să precizăm faptul că până la Hristos nu putem vorbi despre rai.